Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. Dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Bem o cafea astăzi, eu sper să fie o cafea extrem de interesantă, atât ca din punctul de vedere al gustului, cât și al aromelor. O cafea care încearcă, pentru cei care astăzi vorbesc despre trecut fără să înțeleagă nimic, care s-au născut fără să știe ce a însemnat o perioadă importantă din viața acestui popor și a comunităților locale pe vremea respectivă. Astăzi suntem în 23 decembrie, deci acum, nu știu, 32 de ani, cam așa ceva, cred că nu greșesc, nu mai țin minte exact, la matematică n-am fost bun niciodată, pe piață apărea primul număr al ziarului Ceahlău, ca să spun așa, ediția, era să spun necenzurată, dar nu știu dacă e adevărat, o să ne convingem astăzi în emisiune. Și era mare entuziasm revoluționar pe de o parte în zonă, dar și foarte multe calcule care se făceau. Întrucât cel mai bine e să stai de vorbă cu oameni care au participat acolo la evenimentele din 22 și apoi perioada următoare în Piatra Neamț și în județul Neamț, ne-am gândit să refacem un cuplu care la un moment dat se ocupa de judecarea presei, ca să spunem așa. El, cuplul acesta, a prestat și la radio, și la TV, și în afara serviciului de foarte multe ori, oameni care au cuvintele la ei, mai mult ca mine. Deci să începem în ordinea vârstei, ca să spunem așa. Domnul Traian Socea, jurnalist veteran, ca să spunem așa, în județul Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, Valentin Bălănescu! Bună dimineața tuturor telespectatorilor tăi, dacă mai e valabil. Oameni care sunt cu cafeaua. Oameni care beau cafea și care, în afară de cei care monitorizează cafelele, să respecte dozajul de venin, de zahăr, de tot, în afară de ei, mai sunt și oameni care se uită ca să mai înțeleagă câte ceva. Alături de Traian Socea, ca să spunem așa, nu putem să-i spunem jurnalist veteran, dar îi spunem jurnalist senior, domnul Viorel Cosma. Senior. Da, am ajuns și senior. Bună dimineața, bun găsit. Trebuie să mărturisesc celor care ne urmăresc că efectiv m-a luat din oală. Deci nu știa că va intra în emisiune. Pur și simplu i-am spus, dar dacă tu ai fost acolo și ai scris și în primul număr de ce să nu intri, să vorbești, dar recunosc, personajul principal este domnul Traian Socea astăzi. Păi el este personajul principal pentru că nu știu cât au citit cartea lui de memorii, povestirile tale de la Caloiapa, cât s-au mai citit alte scrieri. De fapt și de drept, Traian Socea este omul cheie în apariția primului număr al Ceahlăului. Atenție, atunci era o nebunie, flacăra liberă, cugetul liber și mai liber. Ceahlăul a avut puterea și bine a făcut și a păstrat marca, fără să o altereze. A rămas Ceahlăul. Și, pe scurt, fără ziarul Ceahlăul, fără Traian Socea, decretase atunci, în timp real, pe 23 de fapt s-a făcut ziarul, Viorel Tudose, bădia Vasile Viorel Tudose, care era secretar general de redacție. La vremea aceea. Deci, Tudose a spus foarte clar, fără Socea nu putem scoate ziarul. Hai după Socea. Am avut onoarea să fiu șoferul lui Tudose ca să mergem acasă la Traian. Bun. Traian, ia povestește-ne tu ce s-a întâmplat din punctul de vedere al unui jurnalist care era, într-un fel, tras pe dreapta, din ce știu eu,
tras într-un fel pe dreapta la vremea respectivă. Cum te-ai trezit tu cu tovarășii ăștia la tine la poartă? Că erau încă tovarăși până când ați scos primul nume. Tudose era Tudose, dar intră în casă, acolo un puști, un necunoscut. Ce s-a întâmplat? Ce știai tu? Ce s-a întâmplat? Te uitasești la televizor? Care a fost treaba? Contextul era exact adecvat vremurilor de atunci, atât de interpretabile pentru unii, din punctul unora de vedere, evident, și desigur de greu de acceptat din alt punct de vedere al altora, care probabil că erau mai inițiați decât sau mai puțin inițiați. Oricum, relativ este acum după 32 de ani aproape totul. A fost o naivitate colosală, o manipulare teribilă pe care au exersat-o cei care aveau știință de așa ceva. Deci erau oameni cu știință, nu? Da. Ei, eu ca tânăr jurnalist m-am trezit că bun, acasă feciorul meu și cu un alt copil vecin de bloc instalaseră niște antene cum făceam noi galene când eram eu puștan. Și trăseseră niște cabluri de la scara lui, la scara noastră și acum Europa Liberă și Vocea Americii se ascultau la rezonanță maximă. Și în blocul ăla locuiau și militari și tot felul. Și gradați. Și gradați și așa mai departe. Și gradați fără grade la vedere? Chestia este că eu și Dumitru Croitor, Dumnezeu să-l ierte, cochetam prietenos cu șprițul. Și mai se întâmpla să ne rătăcim prin crâșme, baruri, separeuri, când se mai zicea, și bineînțeles, mai ales eu, erau în preajmă destul de oameni cu inițiativă informatică. Eu la o vreme le-am zis informaticieni, acum nu mai poți vorbi despre așa informatici. Le-a rămas numele în limbajul nostru. Uneori și când scriem referirea spre acele celule de bază ale urmăririi societății este informaticieni. Abia așteptau să iei ceva la măsea, să noi cum eram proști de albinele, ne dădea și noi, mai că auzeam la Europa Liberă câte ceva sau la Vocea Americii și ne dă și noi. Și ai fost pus la index, nu? Și bineînțeles că am fost raportat și chemat la Comitetul Județean de Partii și eu și domnitorul Dumnezeu să le odihnească. În ce zi? Aici? Nu anterior, în ziua de 22 decembrie, la ora aproape 10, sunt recoltat din tipografia Piatra Neamț. Săltat. Luat de, invitat de redactorul șef și de cel care funcționase la cenzură, care ne-a dus cu mașina, să mergem la Mahări, la Consiliul. Dar cine funcționa la cenzură? Că eu nu știu. Nu mai știu numele. Dar el funcționase de mulți ani și înainte. Da. Și la un Mahăr, la Comitetul Județean de Partii. Unde, bineînțeles, mai fusesem, dar mai subțire avertizat. Ba, uneori chiar felicitat pentru felul în care știam eu să scrii, pentru că mă dădeam la glezne unora și altora și era foarte periculos pentru toți, dacă era în comerț, dacă era în economie, industrie, agricultură, fiecare mahăr din Consiliu, din Comitetul Județean de Partid răspundea de domeniul ăla, de un domeniu. Dacă tu scriei din domeniul ăla, Maria Gheorghe, care era prim secretar, sâmbătă facea analiza, îi chema la toți și se uita în ziar. Și lua la bătălie pe respectivul... Deci și atunci se făcea monitorizarea presei? Ca să dar o făcea capul județului. Unul la ziarul în față. Dar chiar personal, nu prin interpuși. Nu. Deci personal și, de fapt, nu căuta să răzbune pe cine a scris cum e astăzi. Nu. Deci gazetarul avea categoric prezumția de credibilitate. Și atunci, exact. Și afară, acum la noi știm ce pățim. Da. Și femeia vrea să vadă, păi stai puțin, dar ce i-a apucat pe ăștia? Că nu sunt nebun la cap. Ia să vedem ce au scris ei acolo. Da, ea și înțelegea ce citea. Îi lua destul de tărișor. Și bineînțeles că nu puteai avea prieteni. O să reevaluăm într-o zi pe Maria Gheorghe. Deci eu vreau doar să subliniez două lucruri. Citea
și înțelegea. Da. Ceea ce este un lucru deosebit. Da. Fantastic. Fantastic. Și bineînțeles că la analiza respectivă îi lua la bătălie pe respectivii responsabili, care erau secretari cu probleme de agricultură, de industrie, de economie, de social, de nu știu mai ce. Arunca cu buzduganul după ei. Și le dădea și cu buzdugan. Uneori chiar cu buzdugan. Chiar pe el și pe buzdugan, îl salutăm la mare distanță, poate că cine știe prin ce arabii bântuie. În sfârșit, și nu aveai cum să ai prieteni în respectivii mahări. O luau pe cocoașa. Și atunci, la Comitetul Județean de Partid, prieteni pe cine aveam noi? Pe Maria Gheorghe, care ne apăra de secretarii respectiv, exact, pe care îi beleam noi. Scuzați limbajul. No, dacă vrei să citesc eu un limbaj mai nou. De atunci s-au consacrat și celelalte expresii. Le dădea la Botoșan, le dădea la Costișa. Le cifram sau altfel. Le băgam noi câte o cheie acolo ca să fie mai greu de descifrat. Dar și te-au chemat acolo. Nu, așa, înainte... Prin urmare, miercuri, vineri a fost 22, miercuri, trebuia să mă trimită pe mine la Suceava, la o întâlnire, pe probleme economice, eu n-aveam nicio treabă, avea un alt coleg. Băi, ce se întâmplă? Nevasta colegului respectiv lucra la miliție. Se simțea un alt coleg, plecăm seara la un șpriț și mă escodește. Băi, tu auzi ce se întâmplă în țara asta, cine se bucură e un prost. Acum dreptate avea într-un fel, dar mă rog, trebuia să treacă 32 de ani să ne dăm seama. Am descoperit că în sfârșit îi trecut la cei drepți și nu despre numai de bine. Una peste alta nu m-am dus acolo. Iarăși redacția se împărțise de pe timpul unui alt redactor șef în securi, informaticieni și oameni lideri, în proletari, cum eram noi. Și tot timpul a fost împărțită redacția. Și bineînțeles că ăia, dacă răsuflai cumva în redacție, era imediat turnat redactorul șef. Era un analfabet securist cumplit, de oroare, ce mai. După care sunt recoltat în ziua de joi de o mașină a Comitetului Județean de Partid, cu niște oameni cu funcții de înalte, când mergem la uzina de țevi roman. La țevi, adunări publice. Eu, la comitetul local de întreprindere de partid, să scriu cuvinte la ăia. Cum să scriu? Ce? Veneau secretarul de partid cu câte un om care trebuia să ia cuvântul. Ei s-au dus la cantină. Când au început adunarea publică și au început țaglele alea să cercule pe sus, cu prăjinele alea, cu macarale, când au început muncitorii să trântească prăjinele alea lungi, tare, masive, din fontă. Și le dădeau drumul. Le dădeau drumul, o larmă la minore de 20 țori sau de 16 țori, nu se mai auzea nici în cer, și meeting, am luat-o, că eram pe niște atacat, au luat-o ăștia de la partid, eu... Aș face o paranteză, pentru că e mai tineri, sigur nu știu despre ce e vorba. Referim la 21 decembrie, deci în țară, 21 era. În țară se organizau ședințe, meeting-uri de solidaritate cu cârmuitorul, se trimiteau mesaje de susținere. Asta era. Și trebuiau să facă peste tot în țară. Și oamenii trebuiau să consemneze. Trebuiau să ducă acolo și să spună, iată, oamenii muncii de nu știu unde și nu știu unde au luat atitudine împotriva bandiților de la Timișoara. Nu au mai luat atitudine, au luat atitudine cei activiști de partid, sau ne-au îmbarcat în Aro, în Aro puțea salamuri, a păstrămuri și alte, că luaseră de la cantină, ne-au oprit la Comitetul Municipal de Partid, acolo s-au băgat la bufet, acolo cu primul secretar, eu am rămas cu o doamnă ofițer de serviciu, al cărui bărbat era milițian. Și dialogau. Numai la un moment dat primește pe telefonul firul roșu, unde sunt ăștia? Erau la bufet. Eu smintit repede de acolo, îmbarcarea aici la Levadă, la Pătrânichie, pe mine m-au debarcat și m-au trimis la ziar. Ei s-au dus la mecanica Ceaclău că lucrau bețele alea. Da, pentru... Ciomăgeală. Da. A doua zi, la redacție, la ora 9:30, sunt recoltat din
tipografie și merg la Stammacherul, unde sunt prelucrat că iarăși nu-mi stăpânesc gura, că bază și eu la băutură. Ulterior, după câțiva ani, bine, mi se crease un fel de imagine atunci și pe baza anchetelor pe care le săvârșisem în parcursul vremii, că și eram sopățesc, că am trecut de la una la alta, că în redacție se pregătea o ședință de partid ca să mă excludă din partid și să facă legea exact cum indică astăzi la partid redactorul șef. Dumnezeu să-l odihnească. Și bineînțeles, când am ajuns la avertizat acolo, redactorul șef să fiu dat afară din Partidul Comunist și să fac legea ce trebuie cu mine. Nu mai să fii dat afară. Nu, să fac, că nu și puteai, legea, da. Dacă erai membru de partid, nu te puteau aresta. Am înțeles. Acolo când am ajuns, cum își cunoașteți bine, cu topografia locului, configurația geografică, geometrică, era un domn colonel care răspundea de presă și tipărituri. Când l-am văzut, gata, zic că soarta mea e. Am mai stat în redacție 5 minute, numai l-am auzit pe Dumitru Croitoru urlând. Ei bine. Urlând că plecase Ceaușescu. Plecase m-a luat de guler și în față singurul televizor Telecolor era în birou redactorul șef pe care știți bine, a găsit în genunchi. Deci pleca cu elicopterul, iar eu de la una am trecut la cealaltă. Și chipul era un mare erou, că era să fiu arestat. E, de aici. Și toți dușmanii tăi din redacție s-au risipit. S-au risipit în secunda 2. Mitrus Croitoru, Dumnezeu să-l ierte, au luat-o spre Consiliul, avea aparat de foto, și-au luat-o spre Consiliul Popular pe județ. Eu am coborât la liceul de chimie, actual informatică, mi-a dat nenea, Dumnezeu să-l ierte, ziceam nenea Radu, un aparat foto, nu erau ca acum, erau pe inventar, cine avea un aparat foto era bogat în acele vremuri, și am luat-o la Orion, la alimentarea, că se spărgeau acolo. Intra lumea, în, da. Când am ieșit pe poarta liceului de informatică, actual informatică, atunci era energetic, am spus, o mulțime de prieteni din conaționalitatea noastră locuitoare erau acolo. Și datorită unui lider dintre ei, a scăpat pentru că un prieten de-al nostru umbla cu camera după câteva zile, că sunt teroriști pe releu Persicica, urcat. Și-au crezut mulți oameni care are mitraliere pe spate. El avea o cameră video și norocul a fost chiar omul ăla, că i-a lămurit pe celălalt, nu bă, stai că e prietenul lui Traian Socea, că filmează. Și am înțeles. Nici de cum o mitraliere. Și așa am scăpat noi cu viață atunci. Iar la episod așa s-a consumat. S-au risipit toți redactorii care au luat-o mai încotro. Ne-am întors, la un moment dat, unii s-au mai întors în redacție, alții nu s-au mai întors. A rămas noaptea și când a venit Viorelul Cosma. Doi Viorei. La ușă. Dose, erau vreo două zile că am stat, am rămas vreo două nopți acolo la ziar. Au început să vină. Și era răfuiala asta. Dacă nu ți-am dat bună ziua ție pe stradă, și aducea aminte, el era revoluționar și venea acolo și stântea o țădulă. L-ai sancționat că erai șeful lui sau director, ai pus nemotivat sau nu știu ce, scrie o țedulă și uite, teroristul de director sau... Era un asemenea haos încât treia ordonate lucruri, că se ducea la dezastru. Și s-au ordonat în anul de... Au venit invazie de oameni ai culturii, dar am uitat să menționez. Am aflat atunci la Comitetul Județean, că înainte mea fusese chemat Adriana lui Gheorghe. Și el? Da. Cu vreo tot, pentru oră. Tot pentru prelucrare? Pentru nesăbuință, da. E, ce era? Eu eram cel mai tânăr din redacție. După aia mi-am dat seama. Ce ia să aibă cu mine? După aia, revin la paranteza aceea, după câțiva ani, pe Traian Socea, ce e? Acum mâncă rahat.
când sâmbăta. Așa era, dar da mâncam. N-am fost informatician ca alții, care s-au dat atât de eroși după aceea, că și-au luat case, Valentin Bărănescu, Viorel Cosma, știi. Cunoaștem. Avea, erau repartiții pentru oameni, cum era sistemul. Le-au luat repartiții și le-au luat Bun, acum, Traian, hai să vedem cum a ajuns Viorel să vină la tine acasă. Foarte adică, simplu. Tu ai ajuns între cei care... Am fost totuși în acel nucleu de tineri guralivi, radicali. La un moment dat, distinsul scriitor și prieten de mai târziu, Costache Muntanu, mi-a pus eticheta de pe atunci, extremist. Deci eram un fel de extremist, deci, avan la letră. Okay. Mă bucur că a știut. Dar tu ai intrat pe birou, ai luat portocale, scrisori, rețele de amor, nu, ceva? Noi, spunem tinerii, da? Ne-am instalat în biroul lui Amza Săcean. Hai dăm niște nume de tineri. Ce să spun, Ada Popovici, Dumnezeu să o ierte, da. Camelia Barbara, colega mea de clasă, da? M-a luat repede, trebuie să... Am înțeles. Da? Așa. Ei... Și noi am fost în prima structură provizorie, care a fost condusă de părintele Țuțuianu, încă nu a apărut să salve Matache. Era colonelul Mirilă în acea structură, era Petre Ninosu, care împreună cu Sanda Armănescu, soția lui, a fost adus aproape pe brațe. Boxerul, nu? Boxerul, da, sigur că da, pentru că el era în domiciliu forțat aici. Era lângă blocul meu. Vecin aproape, da. Și ieșeam din balcon, scuze, Viorel, și îi vedeam pe informaticieni. Cum stăteau la poșta Mărăței, da, la liceu de chimie, și aici era postul, blocul meu era la stradă. Și vedeam. Ei, ce se întâmplă? Un episod din birou cu pricina, de fapt vreo două. Atunci am început să descoper foarte mulți dintre oamenii de cultură vechi și viitori și mai de cultură, care veniseră să-și recupereze cărțile pe care le dăduseră lui Amza Săceanu cu niște dedicații de alea. Hai să spunem cine a fost Amza Săceanu, două cuvinte, că lumea nu știe. Secretar, Amza Săceanu, să-l odihnească, domnul, a fost un om de valoare, da? Secretar cu probleme de propagandă, trimis aici pedepsit. A fost trimis într-un fel de exil, de fapt. El a fost trimis în exil. A fost alături de ziare foarte, foarte tare, i-a ajutat, i-a sprijinit, numai că asta era sistemul. Da. Bun, și el primea cărți cu dedicații. Da, firește, așa să primesc cărți cu dedicații. A să spun că nu erau doar cărțile, prin sertarele lui pe acolo. Noi nu știam să căutăm. Noi aveam ideile noastre, domnule, e revoluție, hai tinerii să avem un cuvânt de spus. Unii dintre noi, având antecedente, eu am avut pe linie de SF, alții au avut pe presă studențească, am zis foarte clar, trebuie să ajungem să scriem. Noi atunci, dacă ne puneam mintea, ocupam ziarul Ceahlău. Salvarea ziarului Ceahlău a fost Socea, de fapt, și de drept. Dacă nu era Traian Socea... Salvarea ziarului Ceahlău în sensul de... Echipă redacțională. Echipă. În sensul de echipă redacțională. Da. Am să vă spun de ce el a fost salvarea. Că mi-am dat seama ce s-a întâmplat un pic mai încolo. Bun. În biroul lui Amza Săceanu erau și diverse alte scrieri turnătorii. De asta, ei între ei, culturnici între culturnici, o panoramă de noi adevărat. Și veneau ăștia să-și recupereze material. De acolo dădeau peste cine? Peste niște tineri. Noi ne uitam, noi vedeți ce calțeți. Păi, că așa și nu știu ce. Plec, vedeți. Nu spun că între ziua următoare, la un moment dat, un distins poet, om de mare cultură și un mare caracter în politică, ne-l-a dus chiar pe Amza Săceanu să pună în slujba Revoluției. Recunosc, l-am fugărit pe Amza Săceanu. Hai, vale, hai ce căută aici. De ce punctez asta? Pentru că din valul ăsta de tinere talente, oameni care au scris cărți, care au participat la simpozioane, au dat interviuri la Newsweek pe vremuri, când am avut noi un noroceu de la Newsweek, s-au orientat foarte repede. Noi încă mai, hai cu revoluția, hai să schimbăm ceva, ăștia își luau deja locuințe. Atunci, imediat. Da, bineînțeles, băieții erau perfect orientați. Există un celebru bloc pe privighetorii, să știe cine, cum s-au instalat acolo și în locul cui, care aveau repartițiile primite, nu că le dădea partidul, că era un sistem prin care primea repartiții. Ok. Anumite criterii. Da, anumite criterii. Să mă întorc la partea de ziar. Traian era cunoscut. Eu îl știam după semnătură. Scria altfel. După am aflat că el era discipolul lui Eugen Tureschi. Era cunoscut și la Dăva. Eu primeam ziarul Ceahlău la Dăva, unde eram inginer stagiar. M-am întors în vara lui 89 de acolo.
Și mai remarcasem ceva. Multe articole, cum erau în mod, aveau două semnături, un gazetar și încă cineva. El semna multe articole împreună cu locotenentul Ionel Popa. Cunoaște. Cunoaște. Un om de mare calitate. Tânăr, deci, și curajos. Fază, de la semnătura asta, la un moment dat, cam ascundeau milițienii și trebuia să vină un om care, să zic, un om de legătură cu anumite structuri din CFSN ulterior, că la noi s-a chemat inițial Consiliul Comitet Provizoriu de Apărare Națională. Atenție, foarte important lucrul ăsta. Și pe cine să cerem? La care Cosma, fiind mai guraliv, trimiteți-ne pe Ionel Popa. Dar de ce? Păi știm cum scrie, că știam numele de acolo, de la Traian. Ei, Traian, practic, cu incidentele prin care trecuse, cu proiecția aceea dezastroasă, care era, dacă nu, bura Ceaușescu de PCC, le-a dat legitimitate celor din echipa redacțională, astfel încât nu că au fost acceptați. Cu Traian chiar au fost îmbrățișați. Adică a fost o chestie aproape firească. Da. Și am început și noi să scriem câte un articol, acum, mă rog, restrâng perioada, și prima persoană din cei care am fost tineri, care tineri, am fost fugăriți repede, pentru că nu ne-a apucat anul nou pe la CFSN, că ne-au luat de la etajul 1, ne-au dus în pod, după aia ne-au dus cu totul. N-aveam nevoie de tineri instruiți, lucizi, nu. Nici astăzi nu e. Prima persoană care s-a dus cu totul spre presă a fost Camelia Barbara. Și după aia, de iunie 1990, și după aia mai știu pe următorul care a venit. În septembrie. În septembrie. Iată-l. Da, uite, acum stăteam și mă gândeam, ultimul material scris de mine împreună cu Traian Socea, cu câteva zile înainte de ziua lui, a fost un material fabulos. Nu știu dacă își mai aduce aminte Traian, nu pot să dau un nume, dar tu o să-ți amintești sigur, un prea cuvios stareț de la o mănăstire și cu un primar care împărțeau împreună o prea cucernică văduvă dintr-o comună. Așa. Și care au ajuns să certe între ei, iar noi am scris împreună, în trei episoade, o poveste legată de acel lucru. Starețul respectiv, când am stat de vorbă cu el și am ajuns noi acolo, am aflat că fusese înainte condamnat pentru crimă. Deci, povești absolut fabuloase. Pare, dacă ne apucăm de povestit de răcăriile astea, facem nu. Un serial de lume. Nu, dar mi-a adus aminte acum că după câteva zile Traian a plecat de la ziarul Ceașlău. Da. Apropo, de coincidențe și figuri de astea, da? Domnul Socea este născut în zi de cutremur, dacă nu știați. 4 martie 54. Dar eu m-am trezit cu ei acasă, în pijamare, că eu vreau să mă odihnesc și eu, în sfârșit. Și acum ați minte cum arăta pijamaua lui Traian Socea. Bun. Așa m-au... Haideți să vedem un pic. Adus în redacție din nou și continuat. Traian, treaba. Tu ai fost acolo. Cum s-a produs schimbarea în mentalitatea jurnaliștilor de la Ceahlău? Greu. Obișnuit să scrie într-un anumit fel și după să te trezești, cel puțin o perioadă scurtă de timp, că poți să scrii ce sună prin cap. O perioadă scurtă de timp, nu foarte lungă. A fost greu la început, le-a fost greu, dar câtorva le-am scris eu texte, pentru că nu puteau, nu știau, erau panicați, tremurau. Ce făcuseră? Păi cum să o facultate, nu știu cât de chemați sau împinși de aptitudini sau de talent. Unii au fost promovați de la locul de muncă. Unii chiar au fost împinși spre. Lucraseră diferite activiști de partid, la cabinetul de propagandă și când îi promovau, dădeau pe unul afară, îl trimiteau pe ăla care aveau încredere, îl trimiteau șef. Era cumplit. Ăla era terorismul. Ai pe primul cu care am lucrat eu, redactor șef, securistul ăla analfabet, care nu numai că nu știa românește, era un imbecil, dar te teroriza. Intelectual. Te teroriza. După care al doilea redactor șef cu care am lucrat era profesor de limba și literatura română. Știa... Un om așezat, echilibrat. Un om deosebit, care a apărat pe jurnaliști
Unde putea? Și, cât putea? Cât și-a putut. A luat la peste cocoașă, a luat din cauza jurnaliștilor că făceam prostii. Bun. Aș completa ceva aici. Te rog, apropo de, vreau să vă apropo ceva. De una, tu... Ca într-un oricare loc viu, se făceau și prostii. Pentru că noi l-am simțit foarte repede. Traian, fiind cel mai tânăr dintre ei, avea un grad mai mic de expunere la un sistem relațional, obligații pe aici, cu oameni, nu zic neapărat de stilul vechi, cu oamenii care au un sistemul de atunci. Ăștia la alții, care erau veterani, aveau alte tipuri de contacte. Cum să scriu eu despre nu știu ce se întâmplă la o întreprindere unde a venit sindicatul sau FSN-ul din întreprindere și mi-a fugărit directorul, de exemplu. Traian era mai liber. Era cel mai liber dintre toți. Sau că directorii începuseră să facă în societățile alea... Și director și patron, așa. Serialul tău. Da, da. Deci, da. Amândoi, acum, mi-ați spus la începutul emisiunii așa, doamne, multă naivitate și multă... Vă rog să-mi spuneți, să spuneți, de ce acum, după 32 de ani, doi oameni care au fost în miezul evenimentelor atunci, Viorel, sigur, te-ai dus cu capul înainte să faci, da. Să... Traian s-a pus în genunchi. De ce spuneți că acum spuneți că a fost manipulare, că a fost totul făcut într-un anumit fel? Pentru că oamenii, cei care au 30 de ani acum, care au 25 de ani, 20 de ani, nu pot înțelege. Poate... Nici nu-i preocupă. Mă tem că nici nu-i preocupă, ceea ce este dramatic pentru situația actuală și pentru viitorul României. Pentru că acesta este un T0 pe care dacă nu îl lămurim odată și odată, da, România nu se va putea curăța, nu va putea să ajungă să respire așa din toți plămânii. Și, din păcate, daunele cele mai grozave, ravagiile, sunt la etajul superior. Da. Ajungem să fim conduși de tot felul de idioți, de tot felul de ticăloși, care, fiind angrenați în sisteme, au avut timp, au fost susținuți să-și ia diplome, masterate, doctorate, nu știu ce. Și dacă le era scuturat, la pune virgulă între subiect și predicat. Și nu numai, vezi ce s-a întâmplat numai cu cazul Roman, acum, de câteva, dar câte cazuri nu avem și câți nu sunt la fel. Eu sunt de meserie, mai un secret să știe, eu sunt inginer energetician. Eu mă uit cine se ocupă de energie în România. Și îmi vine să pun, mă uitați, vine să pun mâna pe pușcă, bine, cu cartușe de sare. Viorel, cazul acela cu directorul de la Transelectrica, cu diplomă falsă, da. Și care scapă, da. Cu o suspendare. Deci el a semnat contracte, nu de milioane, da. De euro, da. Da. De... Sute. Nu, cred că depășește miliardul de euro, da. Și omul acela a ajuns pe funcție, mm-hmm. cu o diplomă falsă. Da. Toată lumea știa că are diplomă falsă, că el se judeca, da. Era trimis în judecată. Și el a ajuns acolo. Cel de la Ornis, cu diplomă falsă. Da, da. Directorul a ajuns de la Ornis. Și el îi controla pe toți ceilalți, fără el nu primea avizul pentru o funcție publică. Bun, revenim, da, la deci am vrut numai, da. Paranteza, da. Asta, să o fac cu lămuririle de atunci. Dacă nu o lămurim, țara nu are niciun viitor. Traian. Eu am simțit, pentru că atunci, episodul ăla din 22 decembrie, când fusesem chemat la Schumacher de la Partidul Comunist și trimis în redacție să facă adunare de partid, să fiu exclus. Foarte rapid atunci. Atunci, ce trebuia? Dacă se întâmpla asta, eu eram arestat. Da, după aia devenea erou revoluției în Piața Neamț. Da, și așa eram... Nu, dar dacă erai arestat, erai victima... O puteam face, dar nu... Puteai să fii redactor șef la ziarul Ceahlău ziua? Fără discuție. Și câte avantaje. Nici n-am vrut, pentru că eu n-am făcut nici o acțiune... Tu n-ai făcut o revoluție în sensul... Nu am făcut, pur și simplu, spuneam și eu două. Hai să vă fac o mărturisire, pentru că una dintre persoanele tinere care era cu noi atunci... A fost Gabriela Radu, fost afruntaș de PNCCD, cunoscut. Opțiunea ei ca redactor șef pentru ziarul Ceahlău în discuțiile care fuseseră acolo a fost Traian Socea. N-a știut-o până astăzi. N-am știut, nu. Ei, și
Bineînțeles că atunci a contat până să restabilească redacția cu oamenii care au fost, am zis să nu trebuie să plece nimeni și așa mai departe. Pe care eu m-am retras de la ce, că mă propuneau să fiu șef la FSN, pe ziar, să fii... Da, cum să fiu eu și pe la județ, cum să fiu eu? Eu, care abia așteptam să ies acolo, să mă întâlnesc cu prieteni, cu pictori, cu scriitori, cu poeți, să ne oprim la Valică o dată, se pare acolo să gloșgăim, să bârfim, să... Că de acolo plecau informații, trăiam să o cea bârfește. Și nu numai... Păi dar fără bârfă, cum să afli informații? Și, exact. Ei, după care am văzut că toți lucrau într-un sistem. Și în redacții, cum am spus, erau acoperiți, slavă Domnului, și... Deci erați la un fel de Unibook, nu Facebook, Unicbook. Un fel de garden party. Așa, garden party. Și oamenii încet, încet s-au liniștit pe măsură ce superiorii lor, sau mă rog, legăturile lor, nu știu, mm-hmm, cu care e limbajul corect, transmiteau instrucțiunea. De acum să liniștești, acționezi așa, acționezi așa. Și evident că în întreprinderi s-au stabilit cum trebuia, după schema lor, au fost dați afară cine? Toți cei competenți care au făcut performanță economică, cine băga? Toți securiștii și activiștii de partid care erau în sistemul... Dar cei de acela, proastă calitate. De proastă calitate, ăștia au terminat, au gătit România și evident ce județul Neamț. Am întâlnit activiști de partid, vai de muma lor, de la casa lor de acasă, că de-aia au fost și promovați că erau muncitori, că erau țărani, că erau, cum am fost și eu. Dar eu scriam din fraze de funcție. Deci aveai talent. Erau mai cumpliți decât comuniștii, că au ajuns capitaliști. S-au trezit cu bani în buzunar și cu putere. Da. Erau unii care vreau să ajungă prim secretari, să ne înțelegem dintre parvenițe. Au ajuns, n-au ajuns unul prim secretar. Deci, ce soartă ai iurea. Apropo de activiști. Au ajuns capitaliști, patroni, da, mai patroni, dar mai rău decât capitaliști adevărați. Am văzut oameni care au pornit afaceri din începerea, creativitatea lor, au adus la, și sunt exemple, îi cunoașteți foarte bine, au adus firmele lor la o anume înălțime de performanță economică și s-au purtat și se poartă unii dintre ei, că încă sunt în viață, exemplar cu oameni, cu muncitorii, cu proletarul. Ăștia care au provenit din nomenclatura așa, erau și care ce? Propovăduiau solidaritatea, generozitatea umană și principiile codului etic și echității socialiste. Au devenit unii dintre ei, nu generalizez, firește, cei mai rapaci capitaliști, să le zic, exploatatori în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să fac niște completări tot în ideea aceea de a lămuri lucrurile. Astăzi, dacă te uiți pe la televizor la momente festive, istoria o scrie cine are gura mai mare. Exact. Păi uite, un lucru despre care în România nu se povestește, prin raportare la activistul chiar luminos. Primul conducător provizoriu la Timișoara, ales de revoluționarii autentici din stradă, nu a fost Lorin Fortuna sau alții care au mai murit între timp și nu știu cine, nu a fost Radu Balan, care era prim secretarul de partid al județului și omul ăla era atât de iubit și respectat, încât oamenii au spus, inițial, până a venit valul, domnule, rămâi... Nu a venit ăia care aveau socotelele lor pregătite. Deci prima opțiune în Timișoara a fost să rămână Radu Balan. Radu Balan a fost arestat. Abuziv cu totul. Vă spun că am avut onoarea în 1990, la Deva, trecând pe la foștii colegi, să semnez și eu manifestul pentru eliberarea lui Radu Balan. Asta e un exemplu, apropo, de oamenii cu adevărat luminați. Și prin secretarul de la Tulce, așa l-a rămăsese. Uite la mână. Dar, apropo de referințele alea, până la urmă... Pe și la Neamț rămăsese inginerul Constantinescu. Asta zic, până la noi, la conducerea județului, pentru că era tranziție, cine știa? El era secretarul cu probleme economice, nu?
știu, un om... Păi n-a avut nimeni nimic cu el. Când a venit schema pe care ai evocat-o adineaur tu, când a venit schema să plece și să vină altcineva. A trebuit să plece el. El, ca să vină cine trebuia. Da, deci... Iar tot legat de lămurii, până la urmă, o experiență despre care am mai scris așa ocazional, mai mult am povestit, cred că merită spus acum în context, dacă tot vorbeam de energie. În noaptea de 23 spre 24 decembrie, era să iau o bătaie de la colegii mei revoluționari vreo câțiva, de să nu știu cum mă cheamă, că puteam să fiu chiar erou. Era nebunia cu haide să apărăm televiziunea. Că vin teroriști și trag din toate pozițiile. La București. La București. Televiziunea română liberă. Erau imaginile acelea cu urme de gloanțe, în uși, nu știu ce. Și plecau voluntari de prin țară, au plecat și din Piatra Neamț. Există listele cu ei. Au dus să apere televiziunea cu pieptul dezgolit. No, noapte. Și noi, nedormiți pe acolo. Și la un moment dat le zic câtorva. Zic, bă, hai acasă, e goangă. Cum? Zic, bă, e țeapă. Mă adică, mă, să duc eu ceau ăștia, băi, drogat, e băut și cu ăsta. Te-am zis, eram cel mai tinerel pe acolo. Păi zic, bă, de ce vor ăștia să ocupe televiziunea? Să o distrugă acolo, da? Păi ca să nu mai conducă revoluția. Vă sunteți proști, nu trebuie să o distrug, măi, tai curentul, mă. A fost așa un duș. Sunt martor, poți să intre. Da, da. S-a uitat la mine. Păi, să aibă că ăsta nu-i prost. Păi zic, bă, nu trebuie să o distrug, mă, să moară oamenii, mă. Tai curentul și gata. Deci, din clipa aia, mie mi-au fost clare foarte multe lucruri. Da, ai făcut presă înainte, ai făcut presă după. Care era diferența? La modul cinstit. Eu am scris anchetă. Bineînțeles că era foarte greu să scrii anchetă pentru că loveai. Și spusesem adineaori că maharii răspundeau de domeniul, diferite domenii de activitate. Ți făceai dușman, erai și amenințat. Las că te pun eu. Toți ăia luau de la respectivii directori, dacă era economie, dacă era agricultură, trăiau... Pe principiu, legea lui om. Da. Dar erau... Viorel trebuie să ne spună care era legea lui om. Ești om cu mine, sunt om cu tine, nu? Iar era victoria teribilă, când trecea un text de cenzură, că fiecare ziar, un proiect, mergea la cenzură. Când ne dădeam noi bunul de tipar, nu, corectura, mergea la cenzură, după care revenea și dădeam bunul de tipar. Trecea că erau acele șopârle sau printre rânduri, de-aia ne-au și stimulat într-un fel să folosim metafora, să ne punem minte la contribuție, să găsim cuvinte sau context care să evoce anumite situații și oamenii își dădeau seama de ce aș fi vrut eu să, sau ce am vrut să zic în textul respectiv. Însă după care, voi știți, ați lucrat atâția ani. Am lucrat și împreună, puțin timp e adevărat, acolo, la Ceahlău, după care în alte locuri... În alte distribuții. Deci, Neața la trei nemțeni. Felicitări pentru emisiune, Irina Ștefănescu. A scris pentru tine, Traian. Păi evident, evident. O salut pe Irina. Irina, îndrăgit jurnalismul. A fost și cu Mihai Tatăliș Production, din studenție. Da. Bun. Acum, dar tot nu mi-ai răspuns la întrebare. Un minut. Eram la monitorul. Și am venit tovarășul Ion Iliescu la Războie. Cu Irina. Fiindcă cu o fată, ne ducem acolo, nu ne-a dat voie. Irina a fost cea care a desferecat gărzile lui Iliescu. Prin atitudine. Prin atitudine. Și am putut și l-am întrebat pe Ion Iliescu, domnule președinte, pe Ceaușescu n-a, i-am dat prezumția. Că nu-l informau, că-l mințeau, că nu știu ce, dar dumneavoastră aveți atâta presă, aveți atâta. Nu m-a făcut animal, că știți voi pe cine, dar imediat... Ai fost condus. Cu delicatețe și fermitate. Irina, dacă vroiai să trimiți undeva, reportericește vorbind, Irina... Îți venea cu informația. Cu informația, desferecat totul, știa, i-a plăcut și îi place miseria. Și-a ales-o. Bun, revenim. Nu te lasă, pleci până nu îmi spui...
diferența? Din păcate, am condus, cum bine știți, calitatea tinerilor jurnaliști. I-am format pe mulți dintre ei, da, vă, domnul, ca și voi, de altfel, unii au făcut performanță și fac în continuare. Eu recunosc că am scris cu Traian mai multe texte împreună. Da, corect. De la un an la eu văd că el ezit. Traian a făcut școala aia de catehez, cum îi spuneam noi, Fane Milosu. Da, dar, acolo dar acolo se făcea gazetărie, era școală de gazetărie. Toți cei care au fost colegii lui sunt condee respectate. Da? Și nu numai promoția lui. După Revoluție s-a umplut țara de facultăți de jurnalistică. Am avut și o facultate de drept jurnalistică la un moment dat în cadrul celebrei Petre Andrei. Au apărut facultăți de-astea de garaj și vine unul și spune, bă, jurnalist, bă, nu ești, nu știi nimic. Da. Mai mult, cu excepția școlilor serioase de gazetărie, care sunt în toată lumea, grosul gazetarilor în lume nu sunt de meserie gazetari. Au cele mai diverse profesii și s-au apucat de gazetărie. Așa este în toată lumea. La noi... Așa au simțit. Da, la noi este o demență. Cum avem și facultăți de teatru. Avem facultate de teatru la Universitatea Dunărea de Jos. Îi dă la diplomă, zice că e talent. N-are nicio treabă cu actoria. De exemplu, am zis și o presă și actorie. Da. De ce? Pentru ca să închide o poveste cu legătură. Eu am avut privilegiul să cunosc foarte bine lumea presei studențești înainte de Revoluție. Am avut prieteni excepționali care... Eu n-am scris un rând până la Revoluție. Deci, de asta. Am scris doar proză SF. Am cunoscut oameni din interiorul fenomenului opinia studențească. Cu adevărat fenomen. Fenomen național. Da, jos, mă aduc aminte acum, mai cu fior, mă gândesc la fratele Florin Zanfirescu, mă gândesc la Radu Eugeniu Stan, așa, nu mă gândesc la Nilea Mungiu Pipidi, nici să mă plătească cineva. Am cunoscut pe cei de la București, foarte mulți, din jurul anfiteatru, din jurul vieții studențești. Am fost onorat de prietenia lui Radu Țeposu, mi-e dor de Buduca, mai scrie pe la Cotidianul, și legat de mediile cu pricina. Am fost martor la ultimul revelion studențesc comunist la Slănic Moldova, galele amfiteatru de iarnă, 88-89. Și acolo s-a întâmplat următoarea minune, în jurul foii de festival, că totdeauna cei din presa studențească scoteau o foaie, fie la Costinești, fie la Izvorul Mureșului, fie la Slănic Moldova. Și în jurul acestei foi de festival, cu Radu Gețeposu, cum spuneam, cu Buduca și cu alții, s-a produs următoarea chestie. Trupa Mogior Fucking a Institutului de Teatru Senghor Ișvan din Maroș, Vasarhely, vă prezintă șlagărul Revelionului. Happy Boss Mac to you. Happy Boss Mac to you. Deci vreau să spun o chestie care astăzi pare caragioasă. Da, dar atunci însemna... Dar și traduceți, da? Nu putem traduce. Nu se poate traduce. Nu putem traduce. Dar atunci... Era o manifestare de libertate. Da? Eram împreună cu cei de la Divertis, eram împreună cu cei de la Institutul ăsta de Teatru, era gașca de la Institutul de Medicină și Farmacie din grupul A. Deci era o nebunie. Ne băteam joc de fetecău, ăsta cu grupul Vou, mai scotea și el capul pe acolo, mă rog. Dar alea erau manifestări de, erau manifestările noastre de libertate. Și acum avem, ai umor. Doamne ferește, nu încape comparația. Între ce ai umor. Între ce a fost atunci. Mă refer la alea. Și dezmățul de acum. Din păcate, a trecut aproape o oră. Mai vii, mai vine. Asta vreau să spun, Traian nu poate scăpa. Deci trebuie să mai vină, să facem emisiuni cu țintă. Deci eu m-am și gândit la una acum. O să caut anchetele lui Traian din perioada... De-aia și să vedem ce s-a întâmplat cu foarte instituția tare. Respectivă după Revoluție până acum. Traian, care este o arhivă vie, cu nume, cu relații, cu încrengături legate de ce îi spuneai tu, exploatatorii ăștia de nou, și să vedem ce s-a ales de atunci. Și dacă nu vine el, mergem noi peste el acasă, la calul Iapa, îi devastăm beciul și îl... Mai ceata? Ceata mai este? Și, okay. Și îl obligăm să vorbească, pentru că trebuie să scoatem în
iveală lucruri. Județul ăsta este sublim, este frumos, este deosebit, dar încă există rețelele acelea care au fost preluate în 89 și duse cu mult succes mai departe. Hai să mai spun eu una legat de rețelele astea și aici sigur o să mă ajute Traian, că noi am prins, toți trei am prins toate alegerile după 90, da? Vremea comuniștilor, bun, partidul ăla unic, da? Cât ar fi fost partidul de partid, bă, nu risca să impună pe ultimul idiot și ultimul ticălos în presă. Astăzi, partidele au garnituri întregi de impostori și paraziți care îi vezi. Nu doar în presă, îi vezi la televiziuni, îi auzi pe radio, spun niște enormități și manipulează cu o parșivenie când îi spui omule, bă, nu e așa. Cum? Dar a spus la televizor? A spus la televizor. Stăm, scriem seriale, le arătăm, uite ce spune în documentele europene, le spune nu că așa a zis ministru. Da. Da. Dar rămân uluit, pentru că pe mulți de la București, îi cunosc, cum și voi, i-ați cunoscut pe mulți prin intermediul meu și voi că vă spestie, rămân uluit ce mai poate să facă banul din om. Cum i-am cunoscut eu și cum erau, ce acuratețe morale așa, și s-au schimbat într-un chip covârșitor și asta numai banul. Îmi vine să iau de urechi prin sticla televizor. Și puterea. Banul și puterea. Și siguranța că nimeni nu se poate atinge de ei niciodată, indiferent ce ticăloșie spune. Bă, le spun, bă, vouă, nu vă mai e rușine, nu? Nu mai am. Au așa o dezinvoltură, o nesimțire de asta copreșitoare. Uite ce face de asta, domnule. M-am dus și am făcut o filmare într-o comună. Din ISTB-ul avea mai multe județe. Da, din alt județ, da. Domnule, și mi-a spus un primar acolo, domnule, eu dacă bag mâna doar până aici, eu trăiesc și eu și familia mea. Dar știți ce am pățit azi noapte? Am visat, nu avea să veniți dumneavoastră, că am băgat mâna, am scăpat mâna până la cot. Nedușit tăt, n-am putut să dor ce coșmar am. Ei, dar ăia care o bagă până aici? Ei, primarul ăla, am auzit că acum e în mare prieteșug cu DNA-ul, că a uitat ce îmi spunea mie că transpira. Dar poate și-o rup degetul. Ce înseamnă? Da. Ce înseamnă banul și puterea după, era la al treilea mandat, deci după trei mandate, a început deja să aibă relații cu... Vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în emisiune. Traian că a venit, Viorel că a marșat și am spus intri în emisiune acum. Așa. Mai citesc doar două mesaje. Normal că înțelegea Maria Gheorghe lucrurile, pentru că toate fudulirile de cocoș de la abatorul de păsări erau ale ei, probabil cineva care știa. Da, dar erau cu folos, se pare, fudulirile alea. Și la final, o doamnă îți transmite salutări, Viorel, de la Valentin Beca. Ne oprim aici, discutăm după emisiune și alte lucruri, iar pe domnul Socea vom avea grijă să-l trimitem în întregul domniei sale la teritoriu Luminiș, zona Caluiapa. Double horses. Mulțumesc frumos. Cele bune, la revedere. Doamne ajută, la revedere.